Este o zi mare pentru cea mai bună, mai titrată și mai iubită jucătoare de tenis pe care țara noastră o are. Simona Halep și alesul său, Toni Uruc, au spus da în fața ofițerului de stare civilă, iar de astăzi formează o familie, una cu avere impresionantă de 10 de milioane de dolari, câștigați din sport și din afacerile celor doi. Petrecerea va fi pe măsura statutului lor, cu invitați de renume, într-un local luxos de la malul mării. Smiley, Andra, Loredana Groza, Dan Bitman, dar și formații machedonești vor întreține atmosfera pentru sportivă, soțul ei și invitați. Cum te simți, Simona? Uite-o, Simona. Simona, o poză! O poză în față aici! Îmbrăcată într-o rochie lungă aurie cu un machiaj discret și zâmbetul în permanență pe față, Simona a spus da. Fostul lider mondial este de acum Simona Halep Uruc. Petrecerea are loc în Mamaia, într-un club de lux care aparține nașului celor doi miri. Au fost invitate 300 de persoane, printre care și personalități ale sportului. Ilie Năstase, Ion Țiriac, dar și cel mai mare jucător de fotbal pe care l-a avut România. În acest moment, Gică Hagi este cel care sosește. Printre ultimii invitați, mai devreme, a fost și Răducioiu, inclusiv. Iată-l și pe Gică Popescu. Amândoi au coborât din aceeași mașină. I-am adus flori și mi-am rugat să-i dau o rachetă de tenis de-a mea, dar n-am avut timp să mă duc la București. Eu dau să dau. Să fie sănătoasă. Are, mai are mult timp de jucat tenis, să se focuseze pe tenis. Sunt foarte onorat că sunt aici. Cadoule nu se spune. Nu se spune. Important e că suntem aici să facem parte din această sărbătoare extraordinară lor. Încă de la prima oră, socrii mici s-au arătat extrem de emoționați. Super frumos! Emoții? Emoții normale ca la fiecare. Ce le doriți Simonei și lui Toni? Multă sănătate, că restau de toate. Am emoții ca o fiecare mamă când vine această zi pentru copilul ei. M-am rugat să fie o zi cu soare, o zi liniștită. Simona Halep împlinește 30 de ani pe 27 septembrie. Din vara lui 2019 trăiește o frumoasă și discretă poveste de dragoste cu cel care azi a devenit soț. Toni Uruc are 42 de ani și apare public doar în fotografiile postate de Simona. Milionarul are 6 firme și mai câștigă sume importante din chirii. Averea sa estimată la câteva milioane de euro. Simona se apropie însă de câștiguri în valoare de 38 de milioane de dolari. Dacă pentru Simona este prima dată când se află în fața ofițerului de stare civilă, Toni a mai fost căsătorit de 2 ori. Prima soție era un model pentru care traiul de lux și opulența erau un mod de viață. Toni a aflat că partenera de viață îl înșela, așa că a pus capăt mariajului. După 2 ani, soția i-a devenit o altă femeie, însă căsnicia din 2018 a durat 10 luni. Separarea a venit tot din cauza infidelității femeii. Cei doi s-au despărțit când era însărcinată în 5 luni, iar presa mondenă a scris că bebelușul pe care femeia l-aștepta era al amantului său. Bărbatul ar fi trecut printr-o perioadă de depresie, deși era curtat de multe femei. După câteva luni, Toni a cunoscut-o pe Simona.